Salut și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am să vă arăt cum se face un perete din gips carton în formă de trapez. Nu, acest perete în formă de trapez nu este la fel ca celălalt pereți care se fixează CV stânga, CV dreapta, după care profil de UV sus, UV jos. Nu. Acest perete necesită complet tot perimetralul din profile de UV, deoarece noi trebuie să intrăm în acele UV-uri cu CV-urile. Dacă această parte, de exemplu partea stângă de la perete, ar fi fost mai mică, trapezul ar fi fost mai drept și ar fi fost mai mică de 62,5, atunci aici puteam să punem un CV-ul, dar în partea cealaltă trebuia să punem un UV-ul, deoarece erau foarte, foarte mici șansele să fie și acolo tot mai puțin de 62. Dar să mergeți la un număr sigur, complet perimetralul trebuie făcut cu profile de UV. În cazul meu UV75, eu le-am cam pregătit aici, bineînțeles, nelipsita bandă, da? Pentru fonic. Nelipsitul laser, care l-am prezentat în videourile trecute. Da? Deci cel mai bun laser. Da? Și acum, noi trebuie să fixăm zidul în mijlocul acestui zid. Zidul nostru, la final, o să fie de 12,5. Această distanță este de 25 cm. Mi-am dat deja două semne. Acum am să fixez laserul, după care am să încep să prind profilele. Așa, aici am o dungă. Acum mă voi uita în partea cealaltă, la a doua lungă, după care am să mici din acea lopiță care mi-a spus că obligatoriu trebuie să aibă acest laser. Acea lopiță care puteți să mișcați laserul stânga-dreapta. Da, l-am fixat și acum urmează să prindem perimetralul. Bineînțeles, cu șuruburi universale, da? Deoarece au filetul mult mai mare și prind cam în orice. Și să începem. Eu mi-am tăiat așa în proporție de 80% profilele, deoarece n-am vrut să îngrijesc prea mult acest zid, deoarece este un perete normal, doar că singura diferență este perimetralul. Da? Vedem ce am măsurat. Nu. Dacă aveam și un bit mai bun, eram super meteriaș. Da. Nu am. Am aici. Nu am nici aici. Meseria ar să te ocază. Am să mut puțin camera în partea de jos. Prea mult. Mai puțin. Așa. Deoarece să vă arăt o șmecherie. Eu acum am lunga de la laser. Am să-mi dau, aici o să vină ușa, da? Am să-mi dau aici un semn. Da? Dar deocamdată nu prind nimic. Aici nici nu mai este necesar să-mi dau semn. Hai să-mi dau și aici un semn. Să nu zice după aia că... Da? Profilul, un X în partea care vine profilul, da? Și oprim laserul. Punem laserul aici, așa, lângă. Profilul acesta nu l-am tăiat, deoarece am vrut să vă arăt că cum se tai și cu foarte clar. Urmează să-l tai acum, da?
Mercedes înapoi la perete. Îl băgăm în cu. Da, să vedem aici. Aha. Este scurt, deci o trebuia să se adaugă. Da, aici o trebuia să se adaugă. Profil de U am aici. Asta înseamnă că acest profil am să-l tai mai scurt, cu atât, care îți dau o parte mai lungă. Nu o parte scurtă. Așa, hai să faci invers. Așa. Și așa. Da? Pe lung. Putea să îl prind la acele serii care vi le-am spus, care le-am însemnat, da? Dar, având un boloboc cu magnet, da? Magnet, pur și simplu am să lipesc de pe acel U din ceapă, acele profile și profilul acesta. Și am exact la semn, am să îl prind, da? Deci nu mai trebuie să mai vă trasați jos, da? Imaginați-vă că nu ați fi avut acest laser și ne-ați dat doar perimetralul, ne-ați dat doar perimetralul cu șnurul cu vopsea și după aceea jos trebuia să trageți aici un profil și să-l duceți în apă, da? Făcând șmecheria asta, nu mai trebuie să duceți profilul în apă. Dar vă apuc și cu urmine. Norocul meu, bineînțeles, podeaua de USB. Normal aș putea să fac acum și un profil din acesta normal. E greu bine. Mai trebuie puțin să fac eu. Și să pun bolobocul pe el. Ia uitați aici. Da, bate lumina invers. Ia uitați. Deci este perfect în apă, cu toate că nu am pus bolobocul, doar pur și simplu printr-un boloboc, da? Doar am pus bolobocul cu magnet pe acele profile și s-au tras perfect în apă. Bineînțeles, acest profil este dat la o parte, deoarece urmează să montez profilele tar pentru uși, se cheamă cu alt profile. Din moment ce aici am partea de la trapez, eu am 5 cm până la asta, am montat, deci obligatoriu vincul. Da? Vedeți? Vincul. Obligatoriu. Da? Iar în partea cealaltă am montat vincul invers, deoarece din partea stângă nu puteam să montez din cauza trapezului. Vincurile obligatoriu 1 cm distanță la tavan. Obligatoriu. Și acum din moment ce am montat vincurile cu șuruburi, pur și simplu vincul cu șuruburile universale. O dată în partea de jos. Și după aceea o dată în partea de sus.
Aici avem boianducul, făcut de noi, da? Am video cum se face un boianduc. La 2 metri și 1, cum este boianducul. Și cu bolobocul tragem o dungă în auto. Da, se vede boiandrucul. La boiandrucul nu dați niciodată șurubul aici. Din mai multe motive, deoarece vă face și burtă, o să lasă să decupați la placă șurubul, dar în caz că plărimea este greșită, înălțimea este greșită, nu o să mai puteți să desfaceți boiandrucul. Dând șurubul aici și apropiați boiandrucul de profil la unghiul de 90 de grade, dăm șurub și aici. Și când băgăm profilele între boiandruc și tavan, obligatoriu un centimetru de mare de distanță. Da? Deci îl mătesc sus, să-l tai cu doi mai scurt, deoarece știi. Deoarece și profilul din greu are aceleași buze, placăm din partea aceea, așa. Și ia uitați. Un centimetru jumătate distanță. Dar îl întindeți în partea de sus. Lăsați aici jos un centimetru jumătate distanță. Dacă vă răzgândiți și vreți alt parchet, altă faianță, altă presie, desfaceți de aici. Niciodată nu se dă șurubul în profil în băianul. Desfaceți de aici, împingeți mai sus boiandrucul cu un centimetru sau cât vă trebuie, după care vă șurubați înapoi și terminați de plantat. Acum ce am aflat, că pe plan aici este o ușă, dar de fapt nu este o ușă. Nu tocmai ce mi-a spus, o să pregătim deschizătura de ușă, dar placăm tot zidul, deoarece va veni acolo o ușă în zidul de beton. Tăiată. Da, acum e premieră, am să vă arăt cum fac. Pentru asta o trebuie să-mi trasez profilele. Dar aici am făcut 27,5, fiind că lucrez în Germania cu plăci de 62,5. Și acum să trasez 62,5. Da, două. Unde te trebuie și două boianduce? Nu pot două boianduce, două profile deasupra de boianduc. Deoarece profil obligatoriu din 62,5 în 62,5. Nu face niciodată țigănii deasupra de ușă când sunt înșurbate în U și în U. Țineți minte, profilele de U și la tavan, cât și la perete, sunt tabu. Da, nu aveți voie. A, așa. Sper să mă răspundă.
Da, puteți observați acum, deoarece trebuie să fie ușa unde am pus profilul. Aici. Acum trebuie să fac o țigănie, da, n-am știut de ea, am aflat acum. Opa, nicio problemă, este de neole, poate face pe toate. Și jos, vedeți? Dacă n-aș fi avut un bolovoc, așa că am mers mai frumos, mi-a dat spațiu, automat mi-a dat profilul. Deci nu știu dacă ați înțeles acum de ce închid ușa, deoarece noi pregătim de ușă, dar ei se vor hotărâi, aici vor veni biroul, acolo va veni ușa tăiată în zid. Noi închidem acest zid complet. Dacă ei se hotărăsc să intre pe acolo, să iasă pe aici, sau aici e un birou, aici eu știu ce mănânc, sau eu știu ce fac aici, atunci o să deschidă ușa care este însemnată în plan de la cât la cât, da? Și vor avea două uși. Dar momentan va fi doar o ușă aceea în zidărie. Sper să montez eu ușile, să vă arăt și cum se montează o ușă din lemn. Deoarece avem vreo 10-12 uși aici pe șantier, suntem pe două etaje. Într-o vilă, la gară, în Freiburg. Și chiar aș dori să vă arăt cum se montează niște uși de lemn. Deoarece de tablă v-am arătat, de lemn nu v-am arătat, știu să montez și de lemn și normal cam cu alea am început prin germanica. Da. Acum ce vreau să fac? Vreau să punem profile de 60.5-60.5. Aha. Și acum să vă arăt la trapez cum este cel mai ușor, cel mai ușor. Bineînțeles, cu laser. Cum este cel mai ușor să vă trasați profilele, să știți cum să le tăiați. Deci cât trebuie să tăiați profilul la înălțime, deoarece avem pereții stil trapez. Da? Și atunci ne însemnăm aici, 62.5, 125 este între. Dar hai să ne însemnăm și acesta pe 125, deoarece ăla este drept. Așa, acum iarăși de aici avem 107.5, iarăși trapeze. Exact. Da, ăsta e drept, ăsta e trapez, avem aici, da, ăsta este un trapez mic, este ușor de făcut. Dar haideți să vă arăt aici. Așa, să se reglez laserul. Nu știu dacă se vede. Da, cred că aici este ce m-a indicat. Da. Aici am 62.5. Ca să știu înălțimea și vedeți că pun laserul. Pun laserul în linie cu profilul de cuvert, aproximativ, mă învăță. Și acum, din start, am acolo 62.5, aici sunt în mijlocul la profil. Aici, uitați, 62.5, mijlocul la profil. Și acum am mijlocul la profil. Am să-l dai tot timpul mai lung, cu 2 cm într-o parte, mai scurt cu 2 cm într-o parte. Da? Dar, așa, este cel mai ușor să aflați înălțimea la profil. Deoarece, ați trecut cu bolobocul, pus, ați pierdut foarte, foarte mult timp. Eu, pur și simplu, am luat așa, acum am iau ăsta de măsurat. Da, de eroare, 2,17 m. 2,17 m este mijlocul. Aia înseamnă să fac 2,20 și la fața locului am să-l tai. Haideți să vă arăt. 2,20 m. Profilele sunt de 3,25 m. Aia înseamnă că tăiem de 1,5 m la 2,20 m. Deci 1,5 m. Ca și la vreodată, vedeți?
Ia uitați, sunt exact pe mijloc, dar ținând cont că noi trebuie să avem metri distanță la profile, nu este bine. Mai stai. Încă o dată să am exact un centimetru de distanță. Ia uitați, acum nu este pe mijloc, este mai scurt, dar o să-l dăm așa și așa. Profilul poate să joace în interes. Țineți minte, toate profilele, la uși 2 cm, la pereți, deci profilele de poală, uși 2 cm mai scurte, la perete, profilele de CV 1 cm mai scurte, obligatoriu. Deoarece dacă și nu dați șurubul în profile, este pur și simplu tabu, tabu, tabu. Așa, o să urmez acum să completez cu profile peste tot. Acelea sunt toate profile drepte, drepte, drepte. Acolo două bucăți la ușă. După care acolo mai am încă un profil de trapez. Este foarte mic. Este super ok de făcut. Mai trebuie să trec acum ușa. Să o măsor mai exact în plan unde este ușa pe viitor ca să se știe exact cât vine tăiată sau de unde se înceapă cu tăiatul de ușă, dacă o să vrea să aibă ușa. Da. Acestea fiind spuse, sper că v-a plăcut videoul meu. Puteți să mă abonați, chiar v-aș ruga să mă abonați, să mă distribuiți, deoarece vreau să fie cât mai cunoscută meseria de righipsar în România. Deoarece foarte mulți nu știu cum se face sau face doar după ureche. Foarte, foarte puțini sunt cei care fac cum trebuie. Sau folosesc profilele care trebuie sau etc. etc. Da? De aceea fac aceste videouri și așa mai departe. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și pe data viitoare mai bine.